Dacă un scriitor, Pită Oboven, care a empatizat cu Colson Whitehead și acum aș invita-o la microfon pe Justina Bandol, traducătoarea. Ați văzut ce spune o enciclopedie a lifturilor, vă dați seama cât de dificil e să traduci un asemenea roman pe foarte multe paliere stilistice în limba română. Performanța îi aparține Justinei Bandol. Mulțumesc foarte mult, Lisa. Eu n-am așa experiența lui Teo de scriitor și de vorbitor și așa că mi-am permis să-mi notez câteva lucruri, o să mă iertați dacă mai arunc câte o privire, mai ales pentru că a fost și o carte. Poate, în parte, fiindcă am lucrat atât de intens la ea și de mult, a fost o carte care mi-a plăcut foarte mult pentru că m-a provocat foarte tare. Nu doar din cauza termenilor tehnici, ci și din cauza stilului autorului, într-adevăr, care este foarte bogat, foarte special. M-am gândit pentru azi să punctez câteva lucruri pentru care mie mi-a plăcut cartea și ca cititor, că înainte de a o traduce am citit-o pur și simplu ca cititor, fac acest lucru tocmai ca să văd, să-mi fac o impresie generală asupra cărții, dar apoi și ca traducător, fiindcă am descoperit o mulțime de lucruri pur și simplu traducând. În primul rând, cartea are este o țesătură foarte strânsă și foarte bogată. Acum știți, probabil, îmi spunea Cehov că principiul acela că dacă în actul întâi există un pistol, nu pe perete, parcă a agățat, el trebuie să tragă în actul 3. Cam așa ceva se întâmplă aici, în sensul că nu există niciun detaliu, niciun cuvânt care să fie pus la întâmplare. Toate sunt simbolice, se leagă, fac niște trimiteri, niște asociații la ceva, culorile nu sunt întâmplătoare. Nu e vorba însă de o țesătură, să zic așa, un pic austeră în stilul Cehov, ci din potrivă. E o carte plină de etichete, plină de nuanțe, e ca o tapiserie barocă, așa să spun. Și traducând, am avut de foarte multe ori surpriza să mă să-mi dau seama la a doua, la a treia, la a patra lectură că îmi scăpaseră niște trimite, niște corelații, niște termeni care apăreau în același fel de mai multe ori în roman și care creau, vă spun așa, o țesătură care mie mi s-a părut foarte interesantă. A fost un efort istovitor, dar și foarte palpitant, așa am avut sentimentul că parcă fac o muncă polițistă, sunt așa într-un labirint, într-o muncă de o cursă în labirint. Acesta a fost, să zic așa, primul lucru care m-a impresionat foarte tare ca traducător și ca cititor. Al doilea, și spun asta realmente ca cititor, nu este un roman cu teză, deși Colson Whitehead este un scriitor care e cunoscut în primul rând pentru tratarea problematicii rasiale. El este un scriitor de culoare și romanul Ruta Subterană, cu scriitorul Pulitzer, despre care vorbea Denisa și care a apărut la Humanitas, insistă. Deci acela eu îl consider un roman cu teză, are o teză aceasta nedreptății suferite de negri, mă rog, chestiunea rasială în America. A apăsat tratat așa, chiar cu o anumită îndârjire, în cartea aceasta, deși există multe problematici și, bineînțeles, problematica rasială este fundamentală, ele sunt tot timpul, la un moment dat, sau în mai multe momente, sunt aruncate în aer, pur și simplu. De pildă, Lila May, eroina romanului, este prezentată sau ne face impresia că este prezentată întâi ca o mică eroină neagră, prima femeie inspector de ascensoare și așa mai departe, o victimă, în bună măsură, a segregării rasiale din copilărie și până după ce termină facultatea, când este angajată. Și totuși, la un moment dat, ne dăm seama
că ea însăși se victimizează, inclusiv din punctul de vedere, rasial. Un alt exemplu, mentorul ei, părintele intuiționismului de care vorbea Teo, acest curent care desparte în două lumea inspectorilor de ascensoare și a celor ocupați care se ocupă cu teoria ascensoarelor. O să vă spun imediat un pic mai mult despre asta. Deci mentorul ei, părintele acestui curent intuiționist, James Cotton, menționează la un moment dat numele lui Laila, numele Lailei, pe manuscrisul unei așa zis ascensor perfect pe care îl preconizează, îl prefigurează el. Și numele acesta este luat multă vreme și noi îl luăm ca cititori, îl luăm ca pe o indicație a predestinării Lailei mei, să, mă rog, ea rămâne să fie, ea este cea care probabil urmează să joace un rol deosebit în realizarea acestui ascensor perfect. Ei, nu. Să citiți romanul, nu vreau să dau spoilere, dar veți descoperi că lucrurile stau puțin altfel întotdeauna și, de fapt, însuși ascensorul acesta perfect, care este luat foarte în serios, aparent, în cea mai mare parte a romanului, descoperim că e posibil să fie o iluzie, de fapt. Nu este clar lucrul acesta, autorul asta sugerează, sau de fapt. Dar ideea aceasta este că este extrem de subversiv. Cartea se dinamitează parcă pe ea însăși tot timpul. Și e valabil la nivelul personajelor care se dovedesc altceva decât mi s-a părut inițial, la nivelul procedeelor de compoziție, la nivelul stilului, pentru că autorul folosește procedee de roman noir, de roman social, chiar de roman polițist, spunea Filo, spunea Teo, dar pe care după un timp le răstoarnă, le sucește. Mi se pare că, de fapt, le ia ironic. Cartea este extrem de ironică, de ambiguă la un moment dat și nu dă niște răspunsuri clare, ne lasă să ne gândim și cred că asta este un mare merit al ei, care, de fapt, pune probleme fără să răspundă, ci doar lansându-le așa cititorului. Și, în fine, al treilea lucru care mi se pare important și am să închei cu asta, e o carte foarte ingenioasă, foarte ciudată și de o imaginație debordantă. Gândiți-vă, creează un univers foarte verosimil și totuși foarte straniu. Gândiți-vă cum ar fi să fie un oraș modern, cu toate atributele orașului modern, dar în care ascensoarele să aibă un rol extraordinar, să vedem peste tot reclame cu ascensoare și cu șeful Asociației Inspectorilor de Ascensoare. Deci este o imaginație cumva ancorată în problematicile societății moderne, omului modern, dar care trăiește în capul în noi imaginații, așa și acești nori, după cum știm, iau tot felul de forme inițiale, se pare că sunt una, apoi sunt una. Este, de fapt, o alegorie, tot romanul este o alegorie a societății moderne, a omului modern, a, să zic așa, aspirații către noi, pe care vreau să o mai reușesc să o creeze cu o imaginație, cu o bogăție de detalii care ne absorbe.